Cea de-a 98-a ediție a Ligii I Orange a dus pe Astra Giurgiu în postura de campion a României. Festivitatea de premieră având loc pe stadionul Marina Anastasovici din Giurgiu, imediat după victoria cu Dinamo. Astra a dovedit tuturor că nu este o echipă de conjunctură, conducând în clasament din postura numărul 1 încă din etapa 7-a, ca o campioană de cursă lungă. Trupa de la Dunăre devine cea de-a 24-a echipă care își trece numele pe lista triumfătoarelor, iar Giurgiu al 13-lea oraș unde ajunge trofeul. Performanța remarcabilă izbutită de giurgiuvene, având în spate o serie de statistici care spun multe. Astfel, Astra a condus autoritar acest campionat, gruparea antrenată de Marius Mudică fiind lideră de la finalul rundei a 7-a din sezonul regulat. Antrenorul Marius Mudică este al treilea elev al lui Mircea Lucescu, după Mircea Rednic și Ioan Andone, care reușește să câștige campionatul atât ca jucător, cât și ca antrenor. De asemenea, a denotat un nou titlu ajuns în familia Lung. Astfel, după seniorul Silviu Lung, campion de 3 ori cu Universitatea Craiova în sezonul 79-80, 80-81 și Steaua în sezonul 88-89, și după fiul său mai mare, Tiberiu, cu un titlu la Steaua în sezonul 2000-2001, a venit rândul lui Silviu Junior să-și treacă numele pe cel mai râvnit trofeu din fotbalul românesc. Interesant, dar și unic, faptul că toți trei au evoluat pe același post. Dintre cei 27 de jucători cu minute în primele 35 de runde, doar doi mai cunoscuseră gustul unei performanțe similare. Este vorba de Daniel Nicolae, campion cu Rapid în ediția 2002-2003, și Florin Lovin, campion cu Steaua în sezonul 2004-2005 și în sezonul 2005-2006. Pe toată durata campionatului, Australia au arătat fantastic atât fizic cât și psihic, iar asta s-a văzut și prin faptul că în 6 dintre cele 10 meciuri în care au intrat conduși la pauză, aceștia au reușit să salveze cel puțin un punct. Trei jucători au purtat banderola de capitan în cele 35 de runde: Valeriu Căgăman, 17 jocuri, Constantin Budescu, 16, și Gabriel Enache în 2 partide. Patru jucători cu trecut la Petrolul, fosta rivală din orașul unde actuala câștigătoare a trofeului a debutat în Liga 1, au devenit campioni în premieră în fotbalul autohton cu Astra. Este vorba despre Geraldo, Budescu, Bugema și Teixeira. Ali Beca a avut un sezon fabulos, a marcat de 16 ori, a oferit 7 pase decisive și a scos 4 penaltiuri, reușite care au făcut diferența dintre Astra și celelalte competitoare. Printre victimele atacantului s-au numărat toate cele 6 echipe prezente în play-off.